La Luxemburg s-au desfășurat lucrările reuniunii Consiliului Uniunii Europene pentru Agricultură și Pescuit. Principalele teme aflate pe agenda Consiliului au vizat deliberări legislative referitoare la regulamentul privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și raportul de progrese asupra pachetului de reformă a PAC post-2020. De asemenea, în cadrul Consiliului s-a prezentat un raport din partea Comisiei asupra situației politicii comune în domeniul pescuitului. Această comunicare asigurând cadrul necesar în vederea aplicării principiilor politicii comune a pescuitului. În acest context, Comisia va înainta propunerile cotelor de pescuit pentru 2020 în viitoarele regulamente și se vor desfășura schimburi de opinii despre activitățile de pescuit din 2020.